Stăm în picioare și vom citi un text din Sfânta Scriptură și anume din Galateni, capitolul 5. Textul din această după-amiază, de unde voi schița câteva păruri folositoare pentru sufletele noastre, este din Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, dar nu folosiți libertatea ca și o oportunitate de a trăi pentru firea pământească, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Căci întreaga lege se rezumă într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu veți împlini pofta firii. Căci firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Ele sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidii și ucideri, beții, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, e bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu căutăm o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și provocându-ne la invidie unii pe alții. Până aici cuvântul Domnului. Tată din ceru, mă închin înaintea Ta cu recunoștință. Îți mulțumesc că ne-ai dat harul să citim cuvântul Scripturii. Și acum în umilință cerem de la Tine putere de la Duhul Sfânt, înțelepciune și claritate, deschide-ne mintea și inima noastră pentru a primi cuvântul Tău ca într-un pământ bun să dea rod. Învață-ne Tu, Doamne, Tu cel care ai lăsat cuvântul acesta să ne fie călăuză. Te rog și pe mine să mă ajuți cu vorbele și cuvintele care le voi folosi, să fie pe înțelesul tuturor. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Ocupați locurile. Mă uitam ieri la un interviu luat de o persoană, intervieva două fete din familia Botez, Alexandra și Andreea, care au ajuns foarte faimoase nici chiar până la vârsta de 20 de ani, la jocurile în șah, foarte deștepte, aici în țara aceasta. Și cel care le lua interviu, la un moment dat le-a dat întrebarea: are viața sens, meaning, ori nu are? Și am rămas șocat să-mi dau seama că, de fapt, mai mulți oameni pe fața Pământului, pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu minte ilustră, cu capacități fenomenale, să nu poată avea răspuns la cele mai elementare întrebări, să nu poată să descrie, să nu poată da un răspuns clar ce este dragostea și de ce ființa umană iubește. Și n-au putut. Cu toate că au ajuns campion și au ajuns și așa mai departe să aibă tot felul de titlu. Pe de altă parte, dilema în care se aflau aceste fete ieri, sau cel puțin când li s-a luat interviu, e dilema în care ne aflăm noi cu toții. Fiindcă, frate și soră, iubitul meu ascultător, ființa umană, ea se naște, tu și eu, noi ne naștem cu anumite setări. Ele, nu știu din ce cauză sunt în felul acesta, dar
determină felul cum noi gândim, determină felul cum noi raționalizăm anumite chestiuni, determină felul în care noi luăm anumite decizii. Și fie că citești ceva, fie că îți spune o persoană anumite lucruri, pe baza anumitor concepte care le avem înăuntru nostru, le ai în mintea ta, le ai în inima ta, pe baza anumitor valori, pe baza anumitor principii puse acolo de nu știu cine și nu știu când, ele, de fapt, joacă un rol foarte important în luarea anumitor decizii și mai mult, pe baza acestor valori și principii, pe baza acestor setări implicite, vei lua anumite hotărâri de a crede sau nu a crede. Paradoxal lucru e că atunci când o persoană se confruntă sau este pusă față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, îi este foarte greu să accepte ce spune Scriptura, tocmai din cauza acestor principii pe care omul crede că ele sunt foarte importante. Și fratele Daniel a citit mai devreme cum spuma țării din vremea aceea a Domnului Iisus Hristos, de 2000 de ani în urmă, și dacă vă uitați la anumite filozofii care le promovează rabinii de astăzi, ne dăm seama că ei se află în aceeași situație, în aceeași bancă cu oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos. Pe baza anumitor principii care ei le știu, de unde le știu, și le consideră fiind foarte importante, le este greu și de multe ori sunt împiedicați să creadă ceea ce spune și ceea ce a vorbit Dumnezeu în trecut și ne vorbește și astăzi. Mintea umană, ea este capabilă să se autoraționalizeze, să ia anumite principii, să ia anumite idei și în așa fel să le învârte în moara aceasta, ca mai apoi să le găsească scuza sau să le găsească confirmarea, să le găsească îndreptățirea în a face ceva sau a nu face ceva. Pasajul pe care l-am citit este un text foarte important și e important pentru că, vedeți dumneavoastră, ceea ce se abordează în epistola aceasta, tema principală care e abordată în epistola către Galateni, e libertatea ființei umane. Și tendința de a se afla în subjugare, de bunăvoie, de bunăvoie. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și zice că a venit oile să aibă viață și să aibă viața din abundență. Apostolii care au primit poruncă din partea lui Dumnezeu să meargă și să predice Evanghelia, ei nu au făcut nimic altceva decât să promoveze această Evanghelie, să deschidă ușa pe calea cea nouă, ușa spre eliberare, spre libertate a ființei umane. Și surprinzător, e surprinzător să vezi cum omul se întoarce spre o altă formă de subjugare, spre o altă formă de înrobire, numai să nu stea în starea de eliberare pe care o aduce și o dă Domnul Iisus Hristos. Libertatea, ea este importantă. Și de multe ori oamenii, în favorul libertății, au sacrificat disciplina. Alții, pe de altă parte, ținând disciplina la un respect foarte înalt, au distrus, au redus la zero libertatea pentru care Hristos Domnul a săvârșit-o prin însuși sângele Lui. În țara aceasta este proverbul că libertatea nu este pe degeaba, freedom is not free, și e adevărat. Pentru că odată cu libertatea vine responsabilitatea. Și noi trăim într-o generație în care oamenii ar vrea să aibă cât mai multă libertate și cât mai puțină responsabilitate. Și inevitabil, tendința aceasta și felul acesta de gândire pătrunde și în casa Domnului. Fie într-o formă, fie
în alta. Hristos Domnul este Cel care a adus libertatea, spune Sfânta Scriptură. Omul este ființa care ar trebui să se bucure pe deplin, la maxim, de această libertate. Dar când ajunge discuția cu privire la responsabilitate, este ceea ce oamenii de cele mai multe ori decid să nu creadă. Lasă ca mintea lor să le dirigeze anumite decizii. Lasă ca în mintea lor principiile pe care le au să fie mai importante decât spune cuvântul Domnului. O întrebare la care vreau să dăm răspuns astăzi, adică eu am pregătit răspunsul, dar să vă fac să vă provoc să vă gândiți un pic, este întrebarea următoare. Prin ce oamenii trăiesc? Prin ce ființa umană trăiește? Versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați. Expresia am fost chemați nu este expresia să se refere la numele nostru pe care ne l-au dat părinții și mai apoi îl folosește și Domnul Iisus Hristos când mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. Când spune Sfânta Scriptură că noi am fost chemați, nu se face la referire la numele meu de persoană pe fața acestui pământ, precum că pe baza acestui nume eu pot sau nu pot să am anumite favoruri înaintea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură zice că noi am fost chemați și se referă de foarte multe ori cu termenul a fi chemat ca și la o invitație. Dacă ar fi să înțelegi mai bine și mai clar, hai să vă dau exemplu. Cum te-ai fi procedat, ce ai fi făcut tu dacă ai fi primit o invitație în care ție ți se adresează să participi la o întâlnire cu o persoană de rang înalt, într-un local unde nu toată lumea are posibilitatea, nu tuturor li se dă voie. Eram weekendul trecut în Nashville, Carolina de Nord, și ne-au dus frații sus pe munte să vedem ce înseamnă să răsufle aer deasupra norilor. Și mergând pe drum, ne-a arătat în stânga, zice, uitați-vă acolo, între toate căsle cele frumoase, și-a făcut și Obama vilă. Și am zis, hai să mergem să vedem. Și au zis, da, cel puțin o mile mai departe de toate vilele acestea, stă o poartă și o santinelă care te va întreba cine te-a chemat și arată, dovedește documental că omul în cauză, care e dincolo de acea poartă și gard, te-a invitat. Fără invitație nu poți să pătrunzi unde îți tună mintea și unde îți vrea inima. E o invitație. Și oamenii au vrut să fie împărtășie cu Dumnezeu și li s-a interzis. Pentru că păcatul, zice Sfânta Scriptură, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Faptele pe care le facem, gândurile pe care le avem, principiile pe care le menținem, dacă nu reiese din Duhul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, ele sunt vrăjmașe, ele sunt împotriva voii lui Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu în sfințenia Lui a pus un zid de despărțire până unde omul poate să meargă și până unde îi se permite să pășească. Și în momentul în care s-a stabilit această opreliște, s-a stabilit această barieră. Peste om a venit frică, peste om a venit spaimă, peste om a venit întunecime, a venit groază, teroare și moarte. Și în starea aceasta eram noi cu toții, spune Sfânta Scriptură, bâșbâind ca niște orbi și trăindu-ne viața după gândurile inimilor noastre. Isaia 53 spune că Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a căutat și a purtat pe umerele Lui vina păcatelor noastre, fiindcă noi pribegeam ca niște oi fără păstor. Chemarea care ne-a făcut-o Dumnezeu e o chemare sfântă. E o invitație la părtășie cu Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. E o deschidere a unor uși și intrarea și pășirea, mergerea pe o cale nouă unde cel de lângă tine nu e nimeni altcineva decât însuși Dumnezeu.
Poți tu să contemplezi această binecuvântare, să-ți dai seama ce favor ți-a făcut Dumnezeu? Putem noi, în trupul acesta limitat, cu mintea aceasta limitată, să ne dăm seama ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu prietenul tău? Dar această chemare e valabilă tuturor, fără limită, fără a căuta la fața omului, dar e bazată pe un singur lucru, pe credința în Domnul Iisus Hristos. În Ioan capitolul 8, versetul 31 și 32, Domnul Iisus Hristos a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Vedeți, oamenii aceștia crezuseră în Domnul Iisus Hristos. Dar a crede în Domnul Iisus Hristos implică încă doi pași care trebuie făcuți. A crede în Domnul Iisus Hristos trebuie să cuprindă întreaga ființă umană și trebuie să se manifeste și în viața de zi cu zi. De nu e nevoie, nu e de ajuns numai să spui cred. E necesar, e nevoie și să trăiești în cuvântul lui Hristos și să-l practici on a daily basis, cum ar fi, în fiecare zi. Asta sunt cuvintele lui Hristos. El s-a referit celor care au crezut în El și le spune: dacă rămâneți. Rămânerea în cuvântul Scripturii este crucială ca să-ți confirmi chemarea pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Ea trebuie să se manifeste prin rămânerea aceasta în cuvântul lui Dumnezeu. Nici o persoană căruia îi se permite să intre în Casa Albă nu face ceea ce-i tună capul. Oricare persoană intră în Casa Albă știe că trebuie să se țină de un anumit regulament. Iar noi, creștinii, cei din casa lui Dumnezeu, ce ar trebui să facem? Același lucru. Spune Domnul Iisus Hristos: dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul. Nu este adevăr în afara cuvântului lui Hristos, nu este adevăr în afara cuvintelor care au venit din gura lui Dumnezeu, nu este un alt adevăr care trebuie menținut la un standard cât mai înalt. Nu există nicio altă carte, nicio altă sursă de informare, nu există niciun om, nicio persoană, niciun savant, nu e nimic în lumea aceasta care să poate să-ți ghideze viața și să trăiești fericit în afară de Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea aceasta, a trăit între noi oamenii, ne-a dat cuvântul Lui și a zis: dacă rămâneți în cuvântul acesta, veți fi liberi. Pentru că cuvântul acesta este adevărul. Uitați-vă versetul acesta care zice: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Implică responsabilitatea care e adusă, care o aduce Dumnezeu în viața noastră. Orice persoană care e membru, care este moștenitor, care este cetățean al împărăției lui Dumnezeu, el va trăi în adevărul Domnului și se va bucura din abundență de libertatea pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu prin acest cuvânt. Nu veți găsi prea mulți creștini care au înțeles corect Evanghelia să se bată pe sine, să se schingiuiască, să se impună la tot felul de suferințe, pentru că, uite, domnule, 10 sau 20 de ani în urmă a făcut cu tare sau cu tare păcat și acum e necesar să-și liniștească conștiința. E foarte greu pentru o persoană din alte religii, cum ar fi islam, cum ar fi budismul, cum ar fi hinduismul sau alte religii, care cred și depun efort pentru a-și limpezi conștiința și a crede că așa pot fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. E foarte greu pentru ei să pășească în credință, acceptând darul liber, acceptând darul fără plata lui Hristos, prin care ești iertat.
prin care ești eliberat. E foarte greu pentru ei să înțeleagă lucrul acesta. Dar nu știu cât de ușor îl trăim noi după ce l-am acceptat. Fiindcă creștinismul, se observă în creștinismul, mai ales de astăzi, din era postmodernă, se observă o tendință în care luăm foarte ușor darul iertării lui Hristos și îl transformăm în ceva ce nu e după voia lui Dumnezeu. Biserica din Galatia, din regiunea aceasta, din orașele acestea, a fost o biserică stabilită prin harul Domnului Iisus Hristos, prin jertfa de la Calvar, o biserică stabilită pe Evanghelie. Dar mai târziu au venit oameni care au început să impună asupra bisericii anumite principii. Și în primul rând au venit cu principiile desfrâului. Dacă totuși ești liber înaintea lui Dumnezeu, dacă totuși nu mai este niciun fel de stop, niciun fel de barieră, pot să fac tot ce vreau. Eram anul trecut în Asia Centrală și mergând din loc în loc și vedeam persecuțiile prin care trec frații noștri. Și la un moment dat discutam cu frații și a apărut cumva într-un fel oarecare în văzduh, între noi, în discuțiile noastre, plana această idee. Poate că este bine că e persecuție. Fiindcă, și zicea fratele Mihai Malancea, e tragic să vezi cum oamenii care ies de sub un sistem de robie totală pierd orice fel de frână și își pierd busola și nu mai știu nici de un Dumnezeu, cum ne exprimăm noi în limba noastră. Și frații și fratele spunea, zice, probabil că persecuția într-un fel oarecare îi ajută să stea aproape de Domnul și să nu-și piardă credința în Domnul Iisus Hristos și libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Vedeți, versetul 13 este foarte bogat în adevăr. Apostolul zice, fraților, voi ați fost chemați la libertate. Chemarea, invitația care v-a făcut-o Dumnezeu, acest favor, această onoare, este că Dumnezeu a hotărât pe tine, pe tine, pe mine, pe altul, pe altul și așa de-a lungul anilor, Dumnezeu a hotărât să împartă din ceea ce are El niște beneficii speciale, niște binecuvântări speciale pe care evreii în trecut nu le-au primit nici sub Avram, nici sub Moise, nici sub David, nici sub alți proroci până la Domnul Iisus Hristos. N-au avut parte oamenii de acele binecuvântări. De aceea și se spune chemarea care a făcut-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos e de o valoare mult mai mare ca aceea pe care i-a făcut-o lui Avram sau lui Moise. Pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne oferă harul lui din belșug. Și atunci când omul primește această libertate din belșug, de cele mai multe ori îi scapă piciorul, lunecă piciorul din neatenție. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Nu mai vă rog frumos, spune Apostolul Pavel, purtați-vă foarte cu atenție. Purtați-vă cu atenție și nu folosiți libertatea aceasta ca și o oportunitate de a trăi pentru fire. Noi, ființa umană, suntem deprinși repede să vedem oportunitățile. Și de cele mai multe ori avem remușcări mari când am ratat șansa. Adică am zis, las că nu azi, dar mâine. Și oamenii care s-au avântat în business, de-a lungul veacurilor, ei au știut că lucrul lăsat de azi pe mâine așa rămâne și că pasărea care s-a prins astăzi în capcană, mâine nu se mai prinde dacă azi îi dai drumul.
Și oamenii în lucrurile lor materiale au înțeles și au ajuns să înțeleagă cum să prindă momentele. Dar nu știu cum se face că în casa lui Dumnezeu se inversează lucrurile. Apostolul Pavel spune, cu privire la libertatea noastră, să nu abuzăm această libertate. Și am stat și m-am gândit, și chiar și în momentele acestea când vă vorbesc, stau și mă gândesc, cum eu, ca și un copil al lui Dumnezeu, să mă port în casa Domnului, să-mi trăiesc viața în fiecare zi, ca să nu fac abuz de libertatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și câteva explicații le am, dar cred că Dumnezeu prin Duhul Lui va putea să vă vorbească ceva mai mult. Versetul 13 accentuează destul de puternic că odată cu venirea libertății pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, pe care o aduce jertfa Domnului Iisus Hristos la Calvar, în firea aceasta păcătoasă ceva se întâmplă. Se umflă în putere, parcă se trezește cum se trezește ghiocelul primăvara când se dezgheață zăpada. Și apostolul atenționează și îl trimite ca și un avertisment pentru biserică. Fii foarte atent ca în viața ta, care te bucuri de libertate, să nu ajungi, să abuzezi harul Domnului. Și cum poți să faci abuz de această libertate? Știți cum? Schimbând libertatea în desfrâu, în împlinirea tuturor plăcerilor. Ne ajută câteva versete la subiectul acesta. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Apostolul Pavel le spune celor din Corint și nouă astăzi, luați seama însă ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Nu spune Sfânta Scriptură și nu îl condamnă în pasajul acesta. Deci fiți atenți că nu scoatem textul din context. Fiți foarte atenți și vreau să vă spun. În contextul capitolului 8 din 1 Corinteni, Apostolul Pavel abordează subiectul libertății cu privire la mâncare, la băutură și la sărbători. Și Apostolul Pavel zice... Nu e de condamnat dacă o persoană se hotărăște să mănânce un fel de mâncare și dacă o persoană se hotărăște să consume un anumit fel de băutură. Dar e condamnabil când ceea ce faci tu, în mod public, îl provoacă pe altul să-și compromită credința. Nu e condamnabil să ai o altă zi de odihnă în afară de cea care o ține cultura țării în care te afli. Dar e condamnabil dacă tu faci ceva și lucrul acesta provoacă compromiterea credinței pe care o are persoana care te vede. Iată ce abordează Apostolul Pavel aici. Nici de cum Apostolul Pavel nu zice în Biserica Domnului nu trebuie să fie niciun fel de lege. Nu. Scriptura nu discută desfrâul, Scriptura nu dă la o parte disciplina, Scriptura nu dă la o parte buna rânduială, care este acceptată înaintea lui Dumnezeu. Că spune Dumnezeu este Dumnezeul orânduielii, adică a bunului mers, în ritm și în ordine. Libertatea pe care eu o am, pot să mă folosesc de ea în mod privat, fără ca să-i provoc pe alții să-și compromită credința lor. Pe de altă parte, Sfântul Apostol Petru vine să ne ajute la modul nostru public de a fi. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 16 și mai jos, dacă ne permite timpul, putem să ne uităm. 1 Petru, capitolul 2, versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Da? Ca robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați,
temeți-vă de Dumnezeu și dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. Cam cum ar fi să întrebi pe șefii de la locul tău de muncă, să le ceri părerea cu privire la o persoană sau la alta și să aștepți să auzi feedback? Câteva zile în urmă stăteam cu cineva la locul de muncă și nu era vina noastră că stăteam și nu făceam nimic, pur și simplu stăteam, nu făceam nimic. Nu puteai să faci ceva. Și omul de lângă mine zice, știi că deja cam mă deranjează conștiința, că stăm și suntem plătiți pentru a nu face nimic. Dacă ar fi să avem cu toții o astfel de atitudine, cred că ar fi mai puțină suferință, ar fi mai puține lacrimi în lumea aceasta și ar fi mai bună și mai multă pace și bună înțelegere. Ce vreau să spun cu aceste texte? Există în lumea din afara bisericii, există părerea că în biserică toți oamenii sunt cinstiți, sunt buni, sunt miloși, sunt demni de încredere și niciodată nu-și iau cuvântul înapoi dacă au făcut promisiune. Și odată ce oamenii aceștia din afară se hotărăsc să intri, să vină în biserică, ei nu-și schimbă părerile, ei nu-și schimbă așteptările, ei vin cu aceleași așteptări, că pe scaunul pe care se așează el sau ea, poate să-i vadă pe toți, buni, cinstiți, credincioși, sârguincioși, miloși și așa mai departe. Paradoxul și dilema în care se află cele mai multe biserici este următorul. În ziua în care cel nou venit își manifestă dorință de a fi parte de biserică, în ziua în care un nou venit vrea să devină parte de biserică, apare dilema sau paradoxul cel mai mare. Știți din ce cauză? Și ăsta este mai mult pentru păstor. Pentru că se întâmplă un fenomen care nu are explicație, e ceva uluitor, mai ales pentru mine ca păstor. De foarte multe ori, cel nou venit în biserică rămâne la așteptările lui ca ceilalți să-și trăiască viața conform standardului și se referă la standardul lui Dumnezeu. Dar cu privire la el sau la ea personal, așteaptă, dorește și îi roagă pe ceilalți să-l lase sau să o lase în pace. Aici e paradoxul. Că atâta timp cât eu sunt în afară, sunt în căutarea oamenilor cinstiți și corecți și am dorința să mă aflu în prezența oamenilor cinstiți și corecți, dar când vine cazul ca eu să manifest și să fiu un om cinstit și corect, cer indulgență și aștept să mă lase așa cum sunt eu. Iată ce spune Apostolul Pavel în pasajul acesta. Pavel zice, măi oameni buni, Hristos v-a adus adevărata libertate. Dar de ce ați luat libertatea aceasta fugind de legea lui Moise că este strictă și ați pierdut orice fel de busolă, orice fel de frâu? Și faceți lucrurile cu nemiluita, lucruri care sunt neplăcute și inacceptabile înaintea lui Dumnezeu. De ce le faceți? E întrebarea apostolului Pavel. Și Pavel zice, prin faptul că le faceți, ați transformat libertatea lui Dumnezeu într-o oportunitate de păcătoșenie. Deci, fraților, prin ce ființa umană își are viața? Prin chemarea care o face Dumnezeu. În primul rând,
În al doilea rând, prin libertatea pe care o oferă Domnul Iisus Hristos. Există pericolul acesta când vorbim despre libertate, nu numai să transformăm libertatea Domnului, să o transformăm în prilej, în motive de a trăi pentru fire, dar mai există și pericolul de a ne transforma într-un sistem legalist mai ceva ca cel din care am ieșit mai devreme. Nu vi se pare straniu că de multe ori oamenii care n-au reușit să se țină de un anumit sistem de legi, ei impun un anumit sistem de legi fără milă cu privire la alții? În Biserica Domnului Iisus Hristos, Apostol Pavel zice, fiți foarte atenți că se trăiește în Biserica Domnului pe dragoste și pe slujire, nu pe desfrâu sau pe legalism. Și trăim într-o vreme și într-o cultură foarte conflictuală, foarte conflictuală. Vrei să disciplinezi o persoană din biserică, el pleacă în alta. Pentru că zice, oh, sunt eu prea stricți. Și mai degrabă s-ar duce într-un grup unde nu este lege, unde nu este restricție, unde nu este disciplină, unde nu este nimic. Unde oamenii mai degrabă ar închide Scriptura și ți-ar spune versuri uscate despre tot ce le tună mintea. Numai să nu vrea să îndure suferința pentru Hristos în a se menține după standardul Scripturii. În Galateni, capitolul 2, versetul 4, Apostolul Pavel zice că din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, nu cu gând să ne aducă, cu gând să ne aducă la robie, nu cu ideea să provoace mai multă libertate în viața noastră, nu, ci din contră, mai multă robire să aducă. Și există pericolul acesta în viața unui credincios să umble cu binocul și cu lupa să examineze viața altora și să încerce să îi încadreze pe toți într-o oarecare limită pe care el singur nu vrea să o trăiască. Goethe, mi se pare că spunea, ceea ce cunosc eu cel mai bine cu privire la inima mea, aceea nu pot să spun la prietenii mei. Face sens, nu? Ce zace adânc acolo ascuns în inimă și nu pot să spun la nimeni. Eu asta știu. Dar aș vrea ca exact aceleași lucruri să nu fie în altul. Și mi-a plăcut expresia care a spus-o o persoană înțeleaptă. Învățătorul întotdeauna se va coborî la nivelul elevilor ca să-i ajute să crească de acolo de unde unii se află și se ridice pe o treaptă mai sus. Și niciun învățător bun nu va sta sus pe scară și să țipe și să urle la elevii lui, de ce nu v-ați urcat până acum? Netrebnicilor și răiști sunteți voi. Prin ce își are omul viața? Prin libertatea care o dă Dumnezeu, prin chemarea care o face Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos și prin această slujire care o face cu privire la oamenii din jur. Cu privire la oamenii din jur. Versetul 15. Versetul 15, Cornilescu l-a tradus motamo. Dacă există vreun verset în Scriptură tradus exact cum l-a scris Apostolul Pavel, și sunt multe de astea, versetul 15 este unul dintre acele. Unele versete, expresiile folosite în limba greacă nu fac sens în limba noastră și atunci el trebuie cumva folosite niște sinonime, niște explicații ca să ne fie nou clar. Versetul 15 este tradus perfect, exact cum l-a vorbit Apostolul Pavel, despre spiritul acesta de turmă, spiritul acesta de haită de lupi și tot ce poate să aibă un animal sau o reptilă în sângele și în genele pe care le are, să muște. Și mi se pare că în mitologia greacă este un exemplu ca acesta, când un șarpe s-a devorat pe sine, că a început să se înghită de la coadă. Și Apostol Pavel spune, fraților,
este în casa lui Dumnezeu unul mai slab și unul mai puternic. Dar cu toții aveți libertatea aceasta înaintea lui Hristos. Fiți foarte atenți să nu călcați cu stângul și să faceți din libertate desfrâu. Fiți foarte atenți ca în libertatea aceasta să nu deveniți niște legaliști care rămâne forma, dar nu și-a pierdut esența. Fiți foarte atenți ca să nu pierdeți ce e cel mai important între voi. Și el dă exemplu acesta și zice, dacă vă mușcați unii pe alții. În iudaism este lucrul acesta. În religia care se bazează pe fapte este lucrul acesta. În orice alt fel de grup și de cercuri politice sau criminale se bazează pe așa fel de manieră. Eu am făcut, înseamnă că și tu poți să faci. Și omul care a făcut se plimbă mândru în fața tuturor ca un păun cu ana desfăcută, așteptând ca și celălalt să fie ca el. Și Apostol Pavel zice, nu faceți bine dacă vă mușcați în felul acesta. Slujiți-vă unii pe alții. Ce înseamnă să-l slujesc pe fratele meu când eu pot să dau zecială în fiecare săptămână și el nu poate? Cum aș putea eu să-l slujesc pe el? Cum aș putea să-l slujesc eu pe fratele care e slab și nu vine în fiecare duminică la casa lui Dumnezeu? Cum pot eu să-l slujesc dacă eu vin în fiecare duminică la biserică? Cum pot eu să-l slujesc pe fratele care nu citește Scriptura în fiecare zi și eu o citesc? Înseamnă că eu sunt mai bun ca el. Dar cum pot să-l slujesc pe el prin ceea ce eu o fac? Aici este întrebarea. Apostol Pavel ne îndeamnă să ne uităm la versetul 15 cu foarte mare atenție, pentru că cel care se bazează pe anumite fapte, nu numai că își bazează neprihănirea lui pe acele fapte, dar chestiunea aceasta se servește pe sine însuși. Nu ajută cu nimic la altul. Și Apostol Pavel mai abordează subiectul ăsta și în Roman și zice, și dacă Avram a ajuns neprihănit prin faptele lui, numai el poate să-l aude cu dânsele și numai pentru dânsul. Pentru noi nu ne ajută cu nimic, spune Apostol Pavel. În capitolul 4, versetul 17, Pavel continuă și zice, nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Foarte simplu, foarte simplu. E foarte curios, e foarte interesant faptul să observi că legalismul sau bizuirea, zidirea unei căi a credinței pe fapte se servește pe sine și nu îi aduce glorie lui Dumnezeu. Foarte interesant lucrul acesta. În Efeseni, capitolul 2, versetul 10, Apostol Pavel zice că și noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Ce a făcut Hristos în viața noastră? Ce face El în viața noastră? Ne dă putere și călăuză să umblăm și să trăim în faptele pe care El le-a pregătit de mult. Și aici vine explicația. De ce unii oameni sunt duminica dimineața în casa Domnului și alții nu? De ce unii oameni constant sunt cu ochii în Scriptură și alții nu? De ce unor oameni nu le este greu să se roage pentru alții și altora le este greu? Aici este răspunsul. Dumnezeu a pregătit faptele în care noi să umblăm. Ce responsabilitatea mea înaintea lui Dumnezeu este să mă las călăuzit de Duhul Domnului, ca El să-mi poarte pașii în faptele pe care El vrea ca eu să le fac. Deci când mă trezesc duminică dimineața, eu nu-mi pun întrebarea, ce fac astăzi? Sau mai bine zis, când ajung vineri seara acasă și mă întreabă un alt membru al familiei, no, ce facem weekendul acesta? Și când mă întâlnesc cu omul nostru luni și îl întreb, nu te-am văzut duminică la biserică, dar știi, am fost la bătut câmpii, ai fi putut să-i bați într-o altă zi lucrătoare. Fiindcă nu te-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, de aceea, și ai făcut ceea ce ai făcut duminică. De aceea și n-ai făcut ceea ce trebuie să faci. Că Duhul lui Dumnezeu n-a fost lăsat să te călăuzească. Cum poate un om să-l slujească pe altul? În puterea lui nu poate.
în puterea lui Dumnezeu. Da, mărit să fie Domnul, sigur că poate. Dragostea noastră trebuie să se vadă, fraților. Ea trebuie să se vadă în orice lucru pe care îl facem, în primul rând cu privire la Dumnezeu. Și când noi cântăm, te iubesc din inimă, să fiți foarte atenți că este și ca o rugăciune. E ca o mărturisire înaintea lui Dumnezeu că, Doamne, te iubesc și, Doamne, te iubim. Scriitorul rus, Lev Tolstoi, a scris o istorie auzită de la un alt scriitor, mai, cu mulți ani mai devreme, prin anii 1870 ceva. Se spune despre două persoane din aceeași localitate, ajungând la bătrânețe, s-au gândit ei, ca să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să meargă la Ierusalim și să facă și acolo o rugăciune. Unul dintre ei, bogat, cu numele de Ifim, celălalt sărac, numele lui Elisei. Au strâns bani, au pus deoparte și au aranjat gospodăria în ordine și s-au pornit spre orașul Odessa, de unde să se urce într-o corabie să ajungă la Ierusalim. Pe drum mergând, i-a prins noaptea la o margine de pădure. Prima casă care au văzut-o și nici măcar nu putea fi numit acela sat, că erau câteva case împrăștiate pe coline. Prima casă pe care au văzut-o s-au apropiat să nopteze acolo, că nu poți noaptea sta în pădure, lupul, ursul. Au bătut la ușă, n-a răspuns nimeni, dar au auzit ceva înăuntru. Au împins de ușă și s-a deschis, nu era încuiată. Spre surprinderea lor, o persoană întinsă pe podea abia răsufla. S-au gândit că e moartă, dar au auzit cu urechea ceva, suflă ceva, se mișcă. Și omul nostru, ăsta mai în vârstă, dintr-o dată s-a apucat de treabă, să vadă ce se întâmplă, cum poate ajuta. Și strigă prietenul lui să-i dea o mână de ajutor. Și așa un noptat în noaptea aceea acolo. Dar dimineața, prietenul nostru mai tânăr zice, auzi, lasă nevoile săracilor de aici, noi trebuie să ajungem la Ierusalim. Și fără să aștepte răspunsul prietenului, se pornește. Și a mers o distanță oarecare, se uită înapoi prietenul lui. Și a zis, nu, să-l aștept, că mai zăbovește. Și așteptându-l acolo, a adormit. Când s-a trezit, își dă seama că tot singur este și zice, oh, probabil că s-a urcat într-o căruță și cineva l-a dus, nici măcar nu m-au văzut pe mine aici în iarbă, dormind. S-a ridicat, a plecat mai departe și așa a ajuns la Ierusalim. A făcut ce a făcut acolo, s-a întors înapoi, asta mai puțin contează, e că ceea ce contează e că bătrânul a stat în acel sat și tot a ajutat și a ajutat săracii că i-a văzut nevoile și erau bolnavi și mai știu eu ce mai era pe acolo. Și în așa fel a realizat că nu mai merită să mai meargă la Ierusalim, că vremea e trecută și are și el treburi acasă. Și s-a întors înapoi acasă. Pe drumul spre casă, Elisei, când se întorcea, tot gândindu-se la cei ce a văzut în Ierusalim și la apa din Iordan care a luat-o cu el, fără să-și dea seama, a intrat în sătucul pe care, dintr-o dată, cumva a recunoscut casele. Dar erau pe străzi plini de oameni, copii care se jucau, femei care mulgeau vaci, oameni care cosau iarbă. Și întreabă și zice, dar ce s-a întâmplat în satul ăsta, că nu era zare de om? Și sătenii au zis, a fost un bătrân care i-a păsat de noi și ne-a adus la viață înapoi. Morala istoriei acesteia e că cineva a căutat să fie plăcut înaintea Domnului și neapărat s-a gândit că va ajunge și va trebui să ajungă la Ierusalim, ca acolo să se închine și acolo Dumnezeu să-l binecuvânte. De fapt, împlinirea și acceptarea înaintea lui Dumnezeu e să te uiți la cel de lângă tine. Morala acestui scriitor, Lev Tolstoi, care a scris foarte mult despre credință și despre cum să trăiești credința înaintea lui Dumnezeu, e foarte simplu. Uită-te la cel de lângă tine, arată-i dragoste și încearcă să-l slujești.
Și în felul acesta, rasa umană își are prelungirea, își are continuarea. În felul acesta, omul, prin aceasta își are viață. Prin chemarea care o face Dumnezeu, prin libertatea care o dă Domnul Iisus Hristos și prin dragostea care o primește de la cei din jur. Versetul 14 sună foarte frumos și zice: fraților, întreaga lege se rezumă la o singură poruncă și e vorba care a repetat-o Domnul Iisus Hristos și e vorba care a confirmat-o fariseul care l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, că întreaga lege se cuprinde în a-i căuta pe cei de lângă tine și a le arăta dragoste și a-i sluji. Este foarte mult, foarte multe lucruri care pot fi făcute într-o zi de dimineață până seara. Sunt foarte multe locuri unde poți să mergi timp de o zi de dimineață până seara. Sunt foarte multe chestii care poți să le vezi în telefon de dimineață până seara. Sunt foarte multe chestii care poți să le citești într-o bibliotecă de dimineață până seara. Dar cât din ele, din toate acestea, valorează tot atât cât un suflet uman? Apostolul Pavel spune în Romanii capitolul 13, de la versetul 8 până la versetul 14, dacă noi am trăit dragostea care am învățat-o de la Domnul Iisus Hristos și am manifestat-o cu privire la vecinul, la prietenul nostru, în lumea aceasta ar fi mult mai puține probleme și mult mai puține conflicte și mult mai multă pace. E cu neputință să nu cădem în păcat. E cu neputință să nu fim atacați din partea celui rău. E o luptă. Din momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Salvator, se începe un război înăuntrul tău, fiindcă Duhul lui Dumnezeu a intrat și a făcut o făptură nouă, dar nu este de ajuns, pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să stabilească un loc de autoritate și să preia controlul ființei umane. Dar vechiul regim, firea, păcatul, ei nu vor să cedeze controlul. Ei nu vor să fie aruncați la gunoi. De aici și apare conflictul în inima omului. Să fac asta, ori să nu fac. Să mă duc încoace sau să nu mă duc. De cine vei asculta? Apostol Pavel spune așa de frumos: să nu umblăm după o slavă deșartă, adică să ne lăudăm cu niște lucruri trecătoare, cu niște lucruri temporare. Nu, să nu umblăm cu asta, să nu ne afișăm în fața altora, ci să trăim prin Duhul lui Dumnezeu, să umblăm prin Duhul acesta. Versetul 16. Și numai atunci nu veți împlini poftele firii. În concluzie, pentru orice poftă care o cere trupul tău, se cere un sacrificiu din partea Duhului lui Dumnezeu. Pentru orice neascultare înaintea lui Dumnezeu, e un credit dat lucrurilor trecătoare și Domnului văzduhului veacului acestuia. Pentru orice decizie sfântă pe care o iai, e o laudă adusă la adresa lui Dumnezeu dacă decizia aceea e în ascultare de Duhul lui Dumnezeu și în cuvântul Domnului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne cunoaștem chemarea, să ne folosim de libertatea pe care o avem, slujind altora în dragoste, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți la rugăciune. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să ne cerem iertare înaintea Ta pentru păcatele care le-am făcut, pentru greșelile care le comitem și neatențiile în care de multe ori dăm dovadă. Ne cerem iertare ori de câte ori n-am stat atenți, ascultători de Duhul Tău, ci mai degrabă am lăsat ca voia firii noastre să fie împlinită decât să fie împlinit cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că jertfa de la Calvar, jertfa Ta, este valabilă și astăzi să ierte, să curățească și să dea salvare. Îți mulțumim, Doamne, că noi avem viață în lumea aceasta prin Tine, prin chemarea care ne-ai făcut-o,
prin libertatea care ne-ai dat-o și ne-o oferi fără plată și prin ajutorul care vine unul față de celălalt. Te rog, Doamne, să ne binecuvântezi în săptămâna în care am pășit, în săptămâna în care am intrat, să devenim mai buni, mai curați, mai sfinți. Ajută-ne credința pe care o mărturisim să fie o credință care umblă în Duhul Tău, care umblă în ascultare de Tine și să fie o credință care să dea dovadă că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească cu poftele și păcatele ei. Te rog, Doamne, pentru cei care nu Te cunosc, pentru cei care știu despre Tine, dar încă nu dau voie credinței să-și facă loc în inima lor, Te rugăm, Duhule Sfinte, lucrează Tu, dă pocăință, dă transformare și dovedește-Te ca autoritate deplină în viețile noastre, în viața mea, în familia mea și în biserica locală. În numele Tău, Cel Sfânt, ne-am rugat. Amin.